Bună dimineața, România, bună dimineața, București și bine v-am găsit, dragii mei, la weekly sale-ul de pe săptămâna asta de pe G2A. Fraților, săptămâna trecută am uitat complet. Trebuie să-mi aduceți aminte, trebuie să-mi aduceți aminte că eu sunt uituc. Bun, hai să intrăm direct în pâine, zic eu. Total War, Warhammer, o să da, am promis eu că trebuie să fac ce-mi la un moment dat. Trebuie să văd dacă aș fi în stare să fac comentariu pentru jocuri RTS. Asta Baia Game, iată fi HRK, am dat și eu acum o întrebare mai departe să văd exact cu ce se mănâncă. Văd că e un site asemănător cu G2A-ul, dar e foarte ciudat, nu știu, când o să aflu și eu mai multe informații o să vă spun și vouă. Așa, ăsta cred că e un pre-order, da, Steam pre-order global pentru Mankind Divided, abia aștept să iasă. Așa, ăsta Stellaris, o să mai aștept un pic, poate apar niște reduceri mai interesante. De obicei la un an după release-ul jocului încep să apară reduceri mai interesante. Momental doar 36%, bine, 36%, nu reducerea e, faza e cât costă acum, 32 de euro e. Așa, ăsta aici am nenea Bobo, mi se pare că a jucat la un moment dat niște Plants vs. Zombies. Da, el parcă a jucat la un moment dat. Ăsta nu știu ce să mănâncă. Steam, Squad, nu știu ce. Ce e ăsta, frățică? Că ia să vedem. Dă-l pe mute ca să nu avem probleme cu toate cele. Hai cu netul, hai cu netul. Steam, Squad. Ok. Interesant. Nu știu, n-am auzit de joculeță ăsta până acum. LA Noir! 4,30€. Foarte șmecher, poate că la un moment dat o să facem un gameplay. Este făcut de Rockstar, nu? Eu așa țin minte. Dar mi se pare că și scrie aici, a? Rockstar Games Presents. Da, uite, scrie acolo. Așa, Fallout 4, doar 20 de euro. Eu zic că e destul de... Nu, stai așa. Deci de la 30 de euro la 20 de euro. Merge, aproximativ. Bridge Builder ăsta, Bridge Projects. Asta nu știu dacă l-a jucat cineva. Jucați voi așa ceva? Bridge Project? Bridge? Nu știu. Toate jocurile Lego, ia uite, Lego Harry Potter de la 1 la 7. E 8 euro, 7 jocuri, ok. Nu te cred. Așa, și ăsta, The Force Awakens, Dying Light Enhanced Edition. Ia uite, Lego ăsta e deja sold out, numai oamenii. Bine, sold out aici, că presupun dacă intrăm pe acum pe G2A, o să-l găsim fără probleme. Dark Souls 3 Season Pass. Dark Souls are DLC-uri? Abar n-aveam. Aici e o greșeală, nu e 0 euro. La Rise of the Tomb Raider vedem că scrie aici 30 de euro, deci nu, e o prostioară din partea lor. Don't Starve, fraților, s-ar putea să facem o mică serie de Don't Starve. Mă mănâncă de ceva vreme să mă joc joculezul ăsta, l-am încercat acum vreo două seri la rând. Nu știu ce să zic, e un pic dubios, e un survival, trebuie să supraviețuiești, bineînțeles, dar în primul rând că mă irită foarte, foarte tare stilul grafic, este foarte, foarte... nu anost. Ce termen caut aici? Ce adjectiv caut? Mă lipsește culoare din el, da? Deci și mă enervează treaba asta, dar nu știu, poate reușim să punem un pic de culoare în timp ce randăm acolo. Overwatch 40 de euro. Atenție, asta cred că e ediția aia scumpă. Deci s-ar putea să găsiți pe G2A și ediția mai ieftinuță, care pornește de la... Deci asta pornește de la 60 de euro și ajunge la 40 prețul. Și cred că aveți posibilitatea să găsiți și ediția aia mai ieftină, care pornește de la 40 euro plus ce o fi reducere. Battleborn-ul ăsta, făcut de 2K, de studiourile 2K, înțeleg că în momentul de față nu prea mai are atât de mulți jucători, atât de mulți fani. Dar studioul 2K că nu o să se lase și o să-l susțină în continuare, că de obicei așa se întâmplă. Dacă nu merge un joculeț, îl țin oamenii, să zicem, un an de zile, țin serverele deschise și pe aia îi dau cu fleet, da? Dar dacă jocul respectiv are o comunitate destul de strânsă și destul de activă, studioul care îl face are tendința să investească timp și bani în el, deci... Na. Și v-am spus, deci oamenii de la 2K au zis că nu se lasă.
Shadow of Mordor. 4 euro, jură-te, Game of the Year Edition, deci luați-l, luați-l. Știu că nu prea, pentru mine ca și YouTuber, lumea nu se uită la un joc de genul ăsta, pentru că na. Dar e mindless fun, e genul de joc care intri și joci o oră, omor la orici. Îți iei upgrade-uri, tot felul de skill-uri speciale și chestii de astea și omori la orici în feluri din ce în ce mai spectaculoase și mai interesante. Deci, ca să-l joci singur... E super, super șmecher. Din păcate, eu pentru voi nu am cum să fac o serie, că e plictisitor să te uiți la altul, dar tu să-l joci foarte șmecher. Da. World of Warcraft, ceva lege. Mamă, să mă apuc și eu de World of Warcraft. Nu știu. Ar fi prea mulți oameni care ar veni să-mi zică cum să-l joc. Și eu aș sta ca tâmpitul să citesc fiecare bucățică, mai mi-aș cumpăra cărțile și tot. Mi-ar fi interesant din punctul ăsta de vedere, adică să te uiți la un YouTuber care începe să se afunde așa în povestea jocului și în lore, se cheamă, și saga și cum vreți voi să-i ziceți. Ar fi interesant, presupun, adică Mortal Kombat 10 nu ne prea interesează pentru, deși nu știu, e finache. Pentru PC, Quake 4? What? What? Eu știu de jocul ăsta? E mai bătrân așa jocul ceva. Quake 4? Bă, ești nebun. Call of Duty Black Ops nu mă interesează pe mine personal cel puțin. The Vanishing of Ethan Carter. Ăsta puteți să vă uitați la nenea Ganicus, mi se pare că are o serie. Arată incredibil de bine jocul. Nu mai știu când a uite, în 2014 a apărut. Arată foarte, foarte bine jocul, cu luminițe și cu toate cele. Este un criminal puzzle, putem să zicem ceva de genul ăsta. Adică, uite, spre exemplu, vezi aici diverse fantome din trecut, nu știu ce, și tu trebuie să afli ce s-a întâmplat cu în respectivul caz și tot felul de chestii de genul ăsta. Fraților, apropo, tot ce vedeți pe aici sold out. Nu vă faceți griji, este sold out la prețul care era acolo, da? Deci în weekly sale de obicei sunt chestii super, super ieftine față de prețul de magazin. Față de dacă intrați pe jocul respectiv în G2A, da? Deci puteți să căutați jocul Heroes 6 în G2A, normal, și să vedeți la ce prețuri sunt acolo. Deci nu, ăla așa și ăsta dinainte cu Lego Jurassic Park, Jurassic World. Puteți să vă duceți pe G2A și să vedeți exact. Așa. Mirror's Edge Catalyst, jură-te. 60% reducere, bă nene, mă. A apărut acum o lună jocul sau ceva de genul. What the fuck? Foarte tare. Iarăși un alt joc de la Warner Bros. Mad Max plus The Ripper DLC. 7 euro jumătate, destul de fain. Iarăși, ca și Shadow of Mordor, genul de joc care singur e super șmecher să-l joci, să faci de cap în joc acolo și toate cele, dar pe YouTube nu prea e atât de interesant. Cine a făcut? Cred că Max a făcut. Mi se pare că și Leo a început la un moment dat o serie, dar nu știu dacă a dus-o până la capăt. Și avem Metal Gear Solid aici, The Phantom Pain. Ăsta nu ai cum să faci serie. Ca și YouTuber n-ai cum, pentru că studioul care a făcut jocul, Konami, sunt niște nesimțiți și niște măgari și își bat joc de YouTuberi. Și orice din jocul respectiv care apare pe YouTube este, nu știu dacă dați jos neapărat, dar își iau banii de pe videoclipurile respective. Da, și ca să petreci în joc o grămadă de timp și să încerci să afli secrete și toate, să citești și să înveți povestea și așa și pe aia să-și ia banii pe munca ta, nu prea sună bine. Project Zomboids. Project Zomboids e o chestie 2.5D. E nici 2D, dar nici 3D. are un nume, dar nu vine mie acum. Grafica pixelată, destul de interesant, e un survival. E un zombie survival. Am auzit review-uri destul de interesante despre joculețul ăsta, adică lumea este entuziasmată, dar bineînțeles, lumea care e entuziasmată sunt fani ai genului, da, adică nu știu dacă sunt mulți dintre voi care ar prefera genul ăsta de jocuri cu asemenea grafică.
Deci puiii mei, vouă vă place Unturned. Deci presupun că la urma urmei nu contează grafica, contează ce poți face în joc. Da. The Black Death. Ce-i asta? Ce-i asta? Îmi sună oarecum cunoscut, dar nu. Ăsta e un joc Early Access, este? Medieval European, Green Man Game, nu știu ce. What? Multiplayer survival game that you have to choose your own path in this dark medieval land. Complete. Deci este un MMORPG? Nu te cred. Early Access. Da, vă spuneam că e Early Access. Deci e încă în dezvoltare jocul. Așa, ce mai avem pe aici? Ce mai avem pe aici? Avem Hurtworlds, Battlebox Theater. Ăsta e un brawler, nu? Adică gen 4 oameni, între 1 și 4 oameni care se bat. Da, da, un fel de zi. Nu chiar Move or Die, dar în aceeași idee cu platformere și chestii de genul ăsta. Ok, deci nimic interesant. Cel puțin nu pentru mine, poate vouă vă place. Bully, 3 euro jumate mă ajung jocul ăsta. Mamă, cât de veche, frate. Deci mă uitam la jocul ăsta, mă uitam la Nerdcubed. Mi-o place foarte mult să mă uit la youtuberi străini. Nu prea mă uit la youtuberii noștri, din păcate. Și mă uitam ca prostul la Nerdcubed, cum se juca prostia asta. Și la un moment dat poți să-ți iei în joc un scooter. Și omul și-a luat un scooter roz. Și i-a dus și un nume și tot peste tot se plimba cu scooterul lui roz. Da, e un fel de GTA așa, GTA 3, GTA 4 pe acolo, în ideea aia. E foarte tare. Planetary Annihilation sold out, ia uite. Enclave? Eu nu știu eu jocul ăsta. Știu de undeva jocul ăsta, dar nu știu de unde. Ce-mi place când... uite-mă așa niște oarecum gameplay. Păi și mi-arată, pâine mie, mi-arată... Vreau să văd și eu un inamic, ceva, mi-arată... Abia aici. Oooo, cât de vechi e jocul ăsta. 40 de cenți, ok, e vechi, e ok, e în regulă. Bun, dragii mei, cam atâta pentru acest videoclip din weekly sale-ul de G2A. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Uite și Max Payne, pe ăsta nu l-am văzut. Foarte ciudat Max Payne-ul ăsta. Mă rog, din punctul meu de vedere. Dacă ați rămas cu noi până acum, un mic like, un coment, un share. De asemenea, bineînțeles, link-ul în descriere. Mă ajută și pe mine foarte mult dacă intrați pe link-ul ăla să știe o lumea că să știe G2A-ul că ați venit de la mine, bineînțeles. Bună seara București, bună seara România, pe data viitoare!